aici avem clip nou. În clipul de astăzi m-am gândit, eu o să vă arăt ce iau cu mine când plec un sfârșit de săptămână de acasă. Cu alte cuvinte, ce se află în porfardul meu. Un porfar care nu-l țin zilnic după mine, ăla care îl țin zilnic după mine, deja l-ați văzut clipul în care v-am arătat ce se află în geanta mea. Neceserul ăsta care vi-l arăt astăzi este ăla care îl iau când plec câteva zile de acasă, gen un sfârșit de săptămână sau 3-4 zile de acasă. Bun, îmi place foarte, foarte mult să iau porfardul din astea transparente după mine, pentru că facilitează munca de a căuta prin el. Vedeți, este unul destul de mare pentru că iau chestii să-mi ajungă câteva zile să mă machiez, să mă aranjez și cum plec sfârșiturile de săptămână. Trebuie machiaj, domnule, trebuie. Și da, după cum vedeți, am de toate. Machiaj și fac de îngrijire și o grămadă de nebunii. Lucrurile astea le-am luat sfârșiturile de săptămână trecut după mine. Nu le-am mereu pe același, depinde de cum îmi vine mie să mă machiez sfârșitul ăla de săptămână. Sfârșitul ăsta de săptămână am avut nevoie de chestiile astea. Chestiuța se deschide pe aici pe sus. Și haideți să-l deschid și să vă arăt ce am eu în interior, da? De exemplu, haideți să vă arăt ce am în chestiuța asta, e alt porfar. Ăsta este un porfar de la Bobbi Brown care am pensule în el. Tot ce mi-a trebuit mie le-am pus în ăsta și el se deschide cam așa. Și când îl deschizi arată așa. Am de fond de ten, de pudră, de blush și de iluminator. Și aici câteva pensuri mici pentru ochi. Am de la Essence, de la Bobbi Brown, de la Daily Plus și una de pe Buying Coins. După am aici asta pentru iluminator de la Bobbi Brown, asta de fond de ten de la Coastal Sense, cea de pudră este de la Kala și cea de blush este de la NARS. Asta este porfardul care îmi țin pensulele în el, îmi place foarte mult că se închide și pe ăsta îl iau mereu, mereu de când îl am, pe ăsta îl iau după mine pentru că e foarte, foarte practic. Să mai scoatem încă ceva, o să scot astea două palete, am luat ca farduri două palete, am luat una colorată, cea de la Makeup Academy, Moi și Naked 2, asta este cea de la Makeup Academy, culori așa nebune, cum îmi place mie. Numele la paleta asta este Potassic, dacă vreți să vă cumpărați. Îmi place foarte mult să combin culorile calde de la Naked 2 cu culorile astea nebune de la Makeup Academy. Îmi place foarte mult, îmi iese așa machiajul pe gustul meu, pentru că dacă aș folosi numai Naked 2, nu-mi place maroarele astea. Dar în combinație cu culori nebune, da, îmi place și cam astea sunt combinațiile mele de sfârșit de săptămână. Încă o chestie să mai iau. Să iau, am luat pudră, Stay Matte, v-am mai arătat-o, am luat-o pe asta după miniatura asta, 09 Amber și Mary Luminizer-ul, care și pe ăsta vi l-am arătat de un catralion de ori, e ăsta de aici, uitați ce frumos. Hai să-l arăt mai deaproape, poate se vede cu adevărat ce frumos. Da, l-am folosit, se vede că mereu sunt cu pensul la el, îmi place foarte mult. Să mai luăm ceva de pe aici, am pastă de dinți, iau din astea mici, pentru că nu o să mă car cu dita YouTube-ul după mine. Momentan folosesc Oral-B, 3D White Lux, și am și pe aia mare și din astea mici când plec pe undeva. Ce mai am aici? O mascara din asta transparentă pentru gene, asta e de la Makeup Academy și arată îngrozitor. Dar așa se transformă toate mascarele astea transparente odată ce te dai mult cu ele la ochi. Ce mai am? Un rimel. De data asta am luat rimelul, doar rimelul ăsta de la Revolution. Amazing Volume, vin am mai arătat și pe ăsta. Merge destul de bine. Ce mai am? Asta de aici, hai să vă arăt ce este asta de aici, asta este o oglindă, are aici LED-uri și noaptea se vede super mișto, dacă nu ai lumină sau ceva, este foarte de folos. Asta de aici e de la Instituto Espanol, fără aluminiu, fără alcool și fără paraben. Pe ăsta îl folosesc și cu cel de la Sanex și merg destul de ok. O să vă vorbesc eu despre el în proste terminate, că mai are și ăsta puțin el. Și ce mai este pe aici? Peduța de dinți, care am luat-o cu mine. Ce mai am? Un tub cu cremă de față, care am luat un flacon din ăsta, știți voi că am flaconașe de astea peste tot. Să iau eu asta. Corectorul de la Wet n Wild, ăsta îl folosesc mai mult pentru zonele cu probleme. Și da, merge destul de ok. Ce mai este pe aici? Mai am
BB cream-ul de la... Asta este de la Lidl, de la marca Sien, cum vreți voi să-i spuneți. Eu îl am în tonul mediu, normal, în culoare închisă. Și merge destul de ok, pentru zi de zi, pentru dimineață, pentru seară, merge destul de bine. Eu câteodată îl folosesc ca primer cu ăsta, pentru că se destul ok. Acum l-am pus ca primer și deasupra am pus fondul de ten de la Catrice și mi-a ieșit chiar ceva mișto, mie chiar îmi place. Mai departe, mai departe, ce mai am eu pe aici? O pudră, asta este un bronzer. Bronzer de la Maderas 02 Arabesco. Este asta de aici. Vreau să vă spun că produsele de la Maderas miros genial. Îmi plac foarte, foarte mult cu miros. Nu fac să găsesc în România, cred că nu, pentru că este o marcă de aici, din Spania. Să vedem ce mai este pe aici. Mai am întorcătorul ăsta de gene. Ce mai am? Am plașul de la MAC. Am în culoarea Frankly. Nu știu dacă am pronunțat bine. E culoarea asta nebună de aici. Nebună, nebună, care îmi place foarte, foarte mult. Am o apă de gură care trebuie să iau mereu. Eu din astea sticluțe, din astea mici, care am un, știți voi ce e ăsta, un elastic de păr, un ruj de la MAC. Ăsta este ăla rozul, Reventing Rose. O să-l arăt mai aproape. Ăsta, ce frumos miroasă. Un parfumel mic, de data asta l-am luat unul de la Giodema. Am luat pe ăsta un parfumer care miroase destul de fain, pentru câteva zile nu trebuie mai mult. Primerul de la Wet n Wild, care e destul de ok. O clamă de păr. Și ultimele două chestii, am terminat, nu mai este nimic. Ultimele două chestii sunt două rujuri în baton sau tip creion. Primul este cel de la Shiseido, care v-am tot amenințat eu pe el, de fiecare dată îl pronunț pe aici. Shiseido Automatic Lip Crayon și este numărul LS10. Hai să vă arăt puțin mai de aproape. Da. Și ultimul, tot așa, stil creion, este unul de la NS, adică Deli Plus. Și îl am în nuanța 09 vino, adică vin. Și este asta de aici. Vedeți? Cam asta am eu nevoie într-un sfârșit de săptămână plecată de acasă, în general plecată la mama. Cam atât am nevoie să mă fac frumoasă, să mă aranjez și așa mai departe. Uneori, de cele mai multe ori, uit chestii acasă, alte ori iau prea multe lucruri cu mine. De data asta am cam folosit tot ce am luat. Sper că v-a plăcut clipul de azi, sper că a fost așa interesant să contribuiți și prin neceserul meu, prin portfoliul meu. Nu uita, dacă ești prima oară pe acest canal, să te abonezi dacă ți-a plăcut de mine și dacă ți-a plăcut clipurile mele. Uite-te și pe clipurile anterioare să vezi câte informații las și pe acolo. Nu uitați că mă găsiți și pe Facebook și pe Instagram, postez acolo zilnic. Da, sunt activă, activă. Eu mă pupăcesc extrem, ca de obicei, și ne vedem duminică, nu? Da, ne vedem duminică. Ciao! Astăzi avem 50 de lucruri despre mine, despre Elena, despre secretoasa.